Dar, mai întâi să salutăm. Hello. Păi da, voiam să fiu, voiam să fiu politicos. Omul ăsta. Salve șacalilor, ce face? Suntem aici cu bunul meu frățior, pentru că mi-a tot zis să mai filmez ceva cu el. Astăzi facem o reacție împreună, dă-ți te puștem. Eram sigur că nu vrea, voiam să vă demonstrez că el nu-și dorește să filmeze cu mine. Dacă v-ați uitat pe YouTube în ultimul timp, știți că eu și cu Denis am participat la o serie numită România Express, făcută de Bianca Adam, da? Și aici, practic, am plecat din București într-un oraș random din România, e ca la Asia Express, numai că pe România. N-am mâncat nimic, n-am băut nimic, n-am fost haos. O să ne uităm la tot, dacă vreți, vă uitați voi care e o oră jumate. Noi nu o să uităm o oră jumate. Noi o să vă mai dăm inside-uri. Ca să începem episodul, frate mi-o să zică câte like-uri să facem. Hai. Având în vedere cât e relevantă de mine, frate mi-o, 16 like-uri de ajuns. Hai, 16.000, măcar. Hai, 30.000. Hai să începem cu începutul. Ia uite. Ciocanari! Deci ne-am trezit la 5.000. Bună, eu sunt Edi. Hai să facem autostopul. Bună, eu nu sunt Edi. Echipa Ciocan, vreau să-i să spun. E mai fumat, caplează. Ia uite-l. Snic și Deni Ștefan, YouTuber. Moldovei. Nu știu la ce așa se uite. Uite la ce așa. Nu știu la ce așa. Aici când filmam te zic. Da, am mult echipa. Da. Bă, ăsta nu voia să bagi caribacul. Acum n-am vrut. Da, bă, ăsta aveai bacul. Comentezi după, când o să fie și ce. Cât mai aveai? 3 zile înainte de bac, eu mă cățăram pe citate de vin. Cum asta, gen, cine vreodată ne-a mai chemat noi la așa ceva? Eu m-am băgat în România Express pentru că sunt însetat de autocunoaștere, autodepășire, ieșire din zona de confort și îmi place să fiu. În timp ce ei sunt sinceri cu motiv. Ea mergea cu ei clasă, bă. Da, ea n-avea nicio treabă. Oricum o să mai dăm spoilere ca să știți. Dacă vreți mai întâi vă uitați la episodul lui Bianca. De la final. Problema e că dacă nu au această brățară la linia de finish, li se vor adăuga 30 de minute penalizare. Să începem deja în forță. E timpul pentru prima provocare. Dacă ajungem primi și pierdem în 30 de minute, în capul nostru, era nimic. Mi spăci. Ce contează pentru noi 30 de minute? Noi suntem acolo primul minut. Era bine dacă să le zicem la oameni sau care sunt practic niște. Știi cu cât timp am ajuns? Hai să le zicem bine. Deci, bă, atenție spoiler, ok? Nu știu dacă o părut, dacă pentru cei care v-ați uitat, o părut că era foarte strâns. Deci au făcut Bianca montajul încât să pare că e foarte strâns. Nu știu dacă ne lasă să zicem asta sau nu. Noi am pierdut cu 2 ore jumate înainte. Deci oamenii ăștia ne-au bătut cu 2 ore jumate. Spoiler, bă. Asta e. Eu este posibil să le pierd. Da. Deci, în primul rând, aveam responsabilitatea noastră și încă o responsabilitate în plus. Ia, ia. Țărani. Mamă, când s-o da star la cursă. Bună dimineața, prieteni, sper că sunteți dornici de aventură. Fiți atenți. Prima provocare pentru voi se petrece chiar pe telefonul vostru. Știu că aveți deja descărcat în telefoanele voastre jocul Vânătoarea. Unii dintre voi trebuie să reușească să ajungă în joc până în orașul Giurgiu, colectând cele 5 cutii din București. O zici Giurgiu, da? Țineți minte Giurgiu, da? Eu atât am auzit Giurgiu. Prea prost. A, bă, veri, n-auzeam. Vele-mi ploua torențial. Ploua torențial la 6 dimineața atunci, așa, o tras o ploaie. Nu uitam la videoclipul tău. Prea multe chestii. Nu uitați să faceți screen recording când jucați, ca să avem dovada. După ce ați reușit, puteți să faceți autostopul către Râmnicu Vâlcea. Râmnicu Vâlcea. Atenție! Următoarea provocare se va desfășura în grădina zoologică. Bă, eu îmi imaginez așa că oprim orice mașină, ne ducem, ne băgăm peste oameni. Indru-te! Băi, ești prost ca mâna ta! Băi, ești prost ca mâna ta! Am zis că nu ia, bă! Ce să ia, bă, ești prost ca mâna ta! Băi, uite că vrem la mișto, dar bine, bă! Bă, da, hai să zic ceva, foarte prost asta! Bă, luăm încolo! La grădina Ghetsemani, aveți drum? Da, și mă așopti ca dacă-i văd pe aia. Cred că am stat aici vreo 25 de minute. Și eu cred, da. Da, am stat vreo 25 de minute. Ia, poate oprește domnul. Hai, domnul, oprește tu. Vezi, nu stai și ceva. Haideți, domnul. Când am pornit spre autosul, cât am stat? Mult! Mult? După tine, că ești... Nu, bă... Bă, deci ești numai privirea asta pe care o aveam, aici. Cu cât dispreț mă uitam la tine la... Când am pornit spre autosul, cât am stat? Aduceam aminte... Bombastic side-eye! Criminal offensive side-eye! Bă, ratat, ăla este 137. Fii atent! Ce însemna 137? Deci vedeți că eu făceam autosul. Uite asta! Nu, bă, n-astăt! Bă, sincer, sincer. Și zicem că suntem de la un show. Am urcat într-un autobuz. A fost curat când ne-am urcat în autobuz. Tu ai zis! Vreți să le facem în ciudă? Da, dar uite, e întrecusim aici.
Da, avere. Uite, am trecut. S-am pierdut o oră cam așa mică imagine. Mamă, moșulețul ăsta. Close-up pe față, uitați-vă. Bă, bați inside-ai, da? Vă uitați la el? Bă, ăsta ne-a stricat toată cursa. Miștocar, nu era mișto. Bă, miștocar, uite, mergea cu toiagul ăsta, zic că era master simplu. Bă, ne-a zis că nu, că mergeți pe acolo. E o ieșire ascunsă, unde e rupt un gard și mergeți pe acolo. Deci aici am pierdut din prima jumătate de oră. Uitați-vă alea, pe ăștia le-au luat așa. S-ar putea să vi plecați cu toți. Și noi... Ia uite, am făcut schema morsului, ești prost? Bă, mă calcă ăsta, ăsta mă calcă. Te rog, bă! Sper că nu. E greu cu autostopul că sunt de străi. Da, știu. Ia, așa, uite aici. Un BMW seria 5. Asta era seria 3. Seria 5. Uite asta cu BMW, fii atent. Uite, l-am simțit eu, frate. Uite cum se ia. Au, ce făceam? Bă, nu mai puteam, bă. Auzi, trebuie să ajungem până în Pitești sau Pitești. Nu mai știam să explice. Niciun bar, dar trebuie să ajungem acolo. Pe cuvântul tău. Doamne! Bă, dar la voi și întreba pe cuvântul ăla să intru, bă! Aici prea, bă! Dar dacă găteai un cămătar și hop, băga da, cuțetul când intrai în mașină. Da, bă, îți făcea hop pe spate și hop așa în stânga, ții. Fiți atât! Aici ne lăsați ăsta. Doamne, și la umbră, doamne! La ieșirii din Pitești, mi-a dat mare țapă, da? Nu era foarte prost. Pe un fel de centură, nu centură de asta, mă, un loc unde care ducea spre Râmnicu Vâlcea, că au zis că de aici, Nia, e mult mai ușor de aici. Nu a fost. Mai bine mă lăsa pe centură, București. Please, mi amore! Please, come on, please! Aici deja am început să ne rugăm. Please, come on! Vă rugăm! Come on, please! Arigato, arigato! Vă rugăm! Microfon, vă rog. Hai că se înceapă concursul, am zis: "Boss, în mașină sub 30 minute nu urcăm." Adică dacă logo, da, nu mă urc. Nu. Vă rog, uite la cu căruța, sunt mortu. Eu mai să merg pe căruța. Oricum, pierdeam cu. Da, bă, și mi-a dat. Cât timp stăteam acolo, o oră, a stat foarte mult să facem semn. Bă, și nu era nimeni. Și spun ăsta: "Bă, obosisem, efectiv stăream în fața mașinii." Auzi aici, da. Uitați la cu camera acolo, făceam plecăciuni. Încolo. Nu ce am cu tine, bă. Și ce făcea? Dădea din fund, băieți, dădea din fund. Făceam autosopul, dădea din fund. Mă miram de ce mai ia lumea. Mă întreb de făcea așa. El dădea din fund. Așa de mi-am făcut prăsă. Tu n-ai văzut cât am făcut asta. Cântam la gorgoaje. Prostule, astea scorcodușii ca să știu. Prostule, am luat mâncare. Muream de foame. Ce-i tindea pe jos? Deci atunci m-am certat foarte tare cu el. Foarte amuzant, tu văzut. Nu o fost amuzant, dacă apoi aș mă înervezi. Bă, pun în capul, da. Pă-mă pe braț, îmi dai energie. Nu, erai foarte nervant. Dă-o opt atunci. Nu, am zis că ce de atunci. Nici n-am dormit, nici n-am încat. Dar nici eu n-am dormit toată noaptea. Cine? Ai brățara la mână? Cine? Bate. Hai, mă, bate. Deci, era acolo, că era... Zi-mă ce ai de adăugat. Ce ai de adăugit, da. Ai o geană, ghicești unde. Aici. Da. Deci o oră cât am stat, o da... bă, deci acolo au pus bine numai un cadru, uite așa, un minut. Bă, dar numai asta făcea, bă, deci eu făceam autosopul, am făcut fibre musculară, l-am dat, am zis că mi s-a rupt cotul. Nu, bă, da. Și am zis, bă, ratat, eu nu mai pot, ajută-mă și tu, fă și tu aleacă. Bă, dar sincer. Nu, bă. Uite, nu bă, dar uite. O băut toată apa, eu mă uiteam, mă luat gurgoazi, el gurgoazi, bă, da. Facem o retrospectivă. Aici acum ar veni, găsisem un microbuz. Nu știu cum din ăla, bă, o fost cea mai... A, uite, hai să explicăm, cât a... Dar o filmat, o plus un cadru de microbuz, nu a fost niciunul. Aici am ajuns în Râmnicu Vâlcea. Fiți atenți ca să explicăm aia că faza, că n-am putut acolo să explic. Fiți atenți. Nostroveni. Aveam coburi de microbuz și era o doamnă. Și m-a zis, doamnă, unde e grădina Ghețimania aia? În Nostroveni, am înțeles. Sunt autobuzii sau ceva care duc acolo? Deci, până acolo, sunt autobuzii care duc încolo? A, lasă că are copil, bă, ești prost, are copil. Bă, din parcă m-am mai dus eu după ea, bă. Bă, dar uite, uite ce atitudine. Ascultă, ascultă. A, lasă că are copil, bă, ești prost, are copil. Ia oricum corcodușul. Ți-am zis, ia corcodușul. Bă, bă, deci eu am văzut asta, nu gândești ca părinte, eu sunt mai mari, sunt mai dezvoltat psihic. O să am copii în curând, bă, gen, mă gândeam, vedeam copilul ăla cum era, l-am dat face, se ducea așa pe stradă, murea copilul, ce se întâmpla? Ce se întâmpla? Coborâse din microbus și am adormit de 40 de ore, îți dau un pomn la cap. Coborâse din microbus și am adormit de 40 de ore, bă, și am coborât și s-o trezit ăsta deodată să aibă energie. Bă, veri, când abia te trezit și noi mai dormit nesupritim. Ia uite. Ia uite. De refă tu o București, nu dormi deloc și după pleci de muncă din București până... Ca idei, eu făceam București Bacău într-o zi. La 13 ani, că făceam naveta București, asta. Bacău, Bacău, București Bacău, București. Ah, bă, tu ești. Ok. Deci, ia. Următoarea provocare va
fi o întrebare. Uita ce prost. Momentul culminant unde chiar nu am mai vrut să-l văd pe ăsta e când l-am rugat să țin în minte cuvântul, care era cuvântul, că mă și... Gestație. Gestație. Trebuia să aflăm gestația porcului pe care. Porcul pe care, da? Perioadă. Porc pe care, ține-te, porc pe care întrebăm cu orbă. Pe care. Pe care. Hai, trecem cu aia. Deci ideea era felul următor. Am zis că să-i prost, nu ți-mi minte porc pe care. Și el, bă, deci în trei cuvinte, ce stația porcului pe care. Am luat doar porc. Și am zis, bă, ești prost, bă. Porc. Sără, nu mă supărați. Știți cum ați aflat porcul pe care? Sau dacă ne puteți spune dumneavoastră perioada de gestionare. Gestionarea porcului pe care? La un moment dat a mers la o doamnă îngrijitor de aia și ziceam: "Cesiunea porcului, doamnă, gestionare, constituția, gestația, gestionamentul, testare." Deci am ajuns la chestionare la un moment dat. Chestionarul porcului era gestionare. Eu ce cred eu că stăteam așa. Deci că n-am fost la tavă. De ce n-ai menținut cu la cuvânt? Bă, dar ce m-a enervat atunci, că efectiv a început să ia din mine. Pe perioada porcului pe care? O perioadă. De ce n-ai ținut minte? Chestionare, chestionare. Bă, pe fine le cuprești că... Perioadă, ceva. Dar ce n-ai ținut minte? Zici că erai prins de la porcului. Mim, asta e mim, băi. Și m-a enervat atunci, că efectiv a început să ia din mine. Pe perioada porcului pe care? O perioadă. De ce n-ai ținut minte? Chestionare, chestionare. Nu mai știu. Bă, nu înțelegeam, uita la asta, nebun la cap, nu înțelegeam ce trebuie să fac veri. Ai venit nimeni nimic. Ma. De ce n-ai ținut minte, bă, ți-am zis? Ce picioare unde mă te ajuta? Sau unde porcul pe care? Bă, lasă alea niște, trăiască familia mea, lucrează acolo și nu știu. Da. Și ce ți-a zis porcul? Da, ești prost. Porcul unde e? Uite. Hai, vino cu. Vă mulțumim. Uite. Frații se mai ceartă, dar în final se iubi. Dar în final se iubi. Nu mai ia, ia, ia. Și agresiv. Și aici pot să zic că e tot inside. Zi. Aici cameramanul, era mereu după noi și am zis, bă, mă aud din microfon, ce mai în spate? Da, nu puteam să... Nu pot să mă iau de el acum. Păi și când am văzut că o schimba bateria. I s-a oprit bateria la cameră și s-a oprit să... Ne-o trași el în jos, deci asta, încă 5 minute. Încă 5 minute de la el că n-o veni pregătit. I s-a închis camera, știi? Atunci ne-am certat-o leac. A fost ca chestia de vorbim acasă, știi? Da, era... S-a refulat așa asupra mea, știi? Ca și cum, bă, s-a trezit gigantul îngheța băverii și îmi zice lui: bă, Veri, păi da, am ciocanul cât ai tu tale, ești prost. Da, bă, dar era ideea că era efectiv foarte prost. Dar ce tu erai și nu te-am zis în ultima și porc? Da, deci n-ați trimit tema. Bă, deci eram amândoi și tot din mine s-o luat. Bă, și când am început să zic ea. Bă, Denis, hai să zic ceva. Uite, asta o zic pe clip să afli toată lumea. Ține-mă de una să zic. Deci, frații, deci când ai pretenții de la un om, te super de 10 ori mai tare pe el. Da. Înțelegi? Eu aveam pretenții de la tine. Și aveam pretenții de la tine că ești un prost. Ești frate mai mare și trebuie să fii un model. N-ai fost niciun c***at. Ai fost... N-am fost niciun model. Mai... Aici am ajuns în Deva, da? Nu mai avea niciun chef să văd pe prostul de Deni. Am întrebat pe ăsta unde trebuie. Unii noi sus sau primul jos. Am fugit de la Fisher Pubs pe parc pentru că am auzit că e aproape și e o distanță de metru. Și am ajuns cumva, adică ne-am dat seama că am văzut niște copaci și asta e parc. După aia am văzut o construcție, asta e foișor. Ah, uite la acolo, uite. Bă, dar ăștia au ajuns pe reuna aici noastră. După aia am văzut o fată, asta e Carmina. Nu crezi pe Snic, nu? E o fată. E Carmina. Nu crezi. Nu știam cine e Carmina. Nu am dat seama. Mamă, ce bombastic să ai de-aia dată, Carmina. Uite acolo, mă. A, uite, am plecat, trăiesc cu familia cu Jess în spate, veri? Am zis că pe munte e frig, am luat Jess, Kius cu mine. Și vedeți aici, Ad. Și am ajuns acolo și iarăși m-am certat cu ăsta încă o dată. De ce ne-am certat, bă, șapă? De cine? Nu vă supărați. Trebuie să vorbim și noi cu o fată Ionela. Dumneavoastră sunteți... Sărăna! Bă, hai, ce faci tot așa? Pierdem timpul! Bă, ești prost, scrie pe ziar! Eu citeam încercat. I-am zis 60 de ori până să-și dea seama că fata făcea... Tu nu vorbești. Dar, bă, mai întâi să salutăm. Hello! Păi da, voiam să fiu deci politicos. Deci omul ăsta nu și-a ieșit din personaj de acolo. Ce personaj, bă, că am vrut să fiu politicos? Cât să ții pe aia? Dă-mi-o pupa, Bă, Firi, ești la un concurs în pușca mea. Da, bă, știu. Nu ai spirit competitiv, nu ești competitiv deloc. Bă, da, bă. Ștefan, mai trebuie uneori să fim relaxați. Înțelegi? Nici acum mai poți filmeze, dacă mă enervez, dar fiți atenți. Nu? Bă, ești prost. Stai, mă, dar nu mergi. E voia să faci frumos, da? Bă, nu-i bună oala asta, bă. Dați-mi-o, bagă de... Prost în pușca mea, o oală oarecare. Dar mai s-a dupe la moartă, am băgat degetul. Bă, se pune aia, se face bilă și se bagă, bă, degetul în ea și se... Dar voi ce frumos, mă, băie. Nu, o luată era efectiv. Să pleacă pe acolo până aia, bă, ești prost. Bă, nu avem timp, nu vrei să faci Brad Pitt. Cred că dacă mai dădeam un Casper Jack de seara.
Bă, nu ne-o ia omul ăla de rușine. Și am băgat eu sunt adeptul acest. Dacă tot facem un lucru, hai să-l facem bine. Deci omul ăsta na. Să o lărim? Bă, dacă tot o lărim o dată în viață, hai să punem sentiment în olăritul ăsta, bă. Nu, bă. Și uitați aici, da, bun. Fast forward, am olărit, am vopsit oala în tricolorul, ca să-i placă la omul. Dădea 50 de lei, ești prost. Bă, au fost două chestii aici, deci fiți atenți. Deja era așa aceștia. Bă, făcea live pe TikTok, m-a luat așa. Deci eu nu știam cum să vorbesc. Am zis că, bă, nu vorbesc cu el. Vorbesc cu șoarecii ăștia. Ăsta era cu treaba lui. Nu mi-explica el că face live pe TikTok. Nu știu câți urmăritori are, 70.000. Vino, bă, că am 70.000. Bă, Veri, am de 100 de ori mai multe, deci nu mă interesează. Hai că ți-o cumpăr eu, vino la mine, că ți-o cumpăr cu cardul. Bă, că-ți dau revol, că vii acum. Lasă-mă o leacă, că am treabă. Vrea cineva, nu, că ți-o cumpăr eu cu cardul. Zic, bă, n-am card, ești prost, bă, și s-o frecat. Eu și zic ceva pe clip, dar da. Și tu aici, bă. Dacă am zis că aveam omul ăla, nu mai vorbeai, bă, cu copiii. Poate nu mai fugeam, bă, și aici am din pat. Deja, da, bă, oricum șoarece ăștia, nu mă interesează cine sunt, fiți atenți. Cu poze, am treabă. Fără revol stau banii. Acum, dacă vrea cineva să o cumpere, dacă nu plec. Pot să vă dau pe card? Da. Nu am, nu înțelegea. Nici copiii nu înțelegeau nimic. Mă, nu, aici. Unde? Nu pot, am nevoie de ceva cash acum. Bă, sti bagi atâta în seamă, sunt bag cu chiar. Are 20 lei acum sau? Eu n-am 20. Nu avem revolu, doar cash. Uite ce șoarci. Bă, ce lumea așa de ciudat uneori, frate. Ți-ți pa, unul făcea live pe TikTok. Oameni pe acolo. Bă, hai să mergi. Hai vino cu a. Pa, am luat scurlă. Am luat și pe. Uite la ce început să. Uitați, o ven. Bă, aici m-am enervat cu tot. Bă, dacă scăpam un pumn ușoare cu ăla. Uite la că vă fugeam. Prin parcul ăla sări direct gardul la parc. N-am mai ocolit parcul, am sări direct. Vezi cum era și camera, mă. Uite la că vă soare cruz. Bă, deci copiii ăștia așa proști au fost. Bă, dar nu înțeleg, bă, deci oamenii, bă, am zis, bă, suntem într-un concurs, bă, vere, lasă-mă o leacă că sus după ce am ajuns pe munte, am făcut poză cu toată lumea. Bă, dar era îngrăbit, mereu ne oprim să facem poze. Bă, nu înțelegeau, bă, deloc. Bă, să mor, filma toată lumea, să pau, veneau după noi, să băgau, mai înjurau, mai la bă. Mai înjurau, să băteau pe acolo, nu știu, bă, ce m-am enervat ăla cu live-ul lui pe TikTok. De asta nu mi-a plăcut, bă, nu-mi plac copiii ăștia care vin. Bă, sunt mulți copii care vin la mine respectuoși, așa mă salută, vorbim oia că plecăm. Nu, bă, ăștia începeau, filmau toți. Nu-i zice ceva aici, Denis, făceam poze. Asta mi s-a părut super, ni s-a băgat în față, ne-a urmărit până sus. După care, ca să înțelegi ce s-a întâmplat, a trebuit să mâncăm un chiurtoș. Asta nu l-avea făcut, ca idee. La aia l-avea făcut, la noi nu l-avea făcut. Da, bă, nu știu. C-a mâncat tot Deva, a mâncat chiurtoș în ziua aia, la noi nu l-avea făcut. Aici la ei erau doi copii. Când am fost noi și mâncam, bă, erau 50 de copii, bă, cu biciclete, cu părinți, cu... Deci aici în fața noastră eram mai copii. Te-am băgat în gură, bă. Ia aia cu sunet, cu sunet, cu sunet, cu sunet. Nu ca. Bă, nu mai puteam, bă. Și atât din nașpa avea gust chiurtoșul ăsta. Dar eram, aveam lut pe mâini, l-am mâncat cu tot cu lut. Am băgat în nări, nu mai puteam să respir. Ce mai așa mai chiurtoșul ăla, se mor din... Dar vă plac și lut. Nu doare. Și lut, și Edi, și uite, le făceam semn să mai tacă ăla șoarece. Oficial mai aveți foarte puțin până la finish. Felicitări! După cum știți, Deva este o foarte cunoscută cetate. În vârful ei se află trofeul România Express, o geodă de ametist de la Stăun Maria și totodată premiul de 1000 de euro. Veniți aici, găsiți-o și folosiți-vă de harta pe care aveți două variante de traseu. O variantă este mai lungă, dar mai ușoară. Și cealaltă variantă este mai scurtă, dar mai grea. Basta, prieteni. Atenție, sunt vipere pe drum. Băi, mă, viperi, buștea viperi. Deci prima dată când am aflat că trebuie să urcăm pe citate și erau două variante de pe hărțile alea. Și era o scurtă tură care era o linie atâta și traseul lung care era atâta. Și cum mâncam chiurtoșul ăla, erau o grămadă de copii și spuneau: "Bă, veniți după noi, bă, că știm noi scurtă tură." Ce credeți, mă, mânca aceea, sincer? Mai după ăștia, că sigur. Băi, sincer, bă, dacă și am putut. Poate aveau dreptate, că vezi că s-a intrat în inside. Deci uite, se vede acolo pe hartă, vezi cu roșu. Da, aici. Unde se vede cu roșu era un traseu foarte scurt. Și cu galben era dita-i traseu turistic, bă, pentru tot. Adică scările astea erau ăsta roșu. Asta era, noi pe aici o luasem pe roșu. Deci mâncam chiurtoș, n-o pus-o pe clip. Dar el mânca chiurtoș, bă, și-a zis că atenție, sunt viperi. Bă, și m-am gândit așa, l-am luat de cap și-a zis cap, i-am zis, Ștefan, viperele sunt șoareci ăștia, că i-o plătit să mă încurce aici. Și din nou n-am mai pus o fază. Am început ușor să urcăm scările astea pe care le vedeți aici în spatele nostru. Era un bătân care stătea pe bancă. Și am zis, bă, fii atent, bă, că e totul scriptat ca un joc. Și îl întreabă ăsta:
fii bătrân. Mai e mult până sus? Face bătrânul. Da, bă, e o grămadă, zic, fii atent, asta e viper, ești prost? Gen, ca să nu o luăm pe acolo, să ne întoarcem. Cum dăm colțul așa? Coboară o doamnă și face copii, n-o las pe aici, că faceți mult până sus. Hai mă, care erau șansele, fii când urcă. Bine, suna coboreți așa, da, fii care. Și, și de fapt aia nu, aia chiar erau niște oameni random. Da, uite-o leacă aici. Și n-a mai fost, bă. Ia uite. Te ții de pietre. Da, bă. Aici era râp, uite-o leacă jos. Râp, ești prost? Uitați-vă leacă dacă mim. Da. Mâna prins cu vâna. Nu știți, prieteni, te urcai așa, dacă îți dădeai drumul, cădeai efectiv de tot. Strânge de piatra aia și te urci după mine. Este ultimul pas. Am mers 7 ore, n-am mâncat, n-am băut. Ăsta e ultimul, ești prost. Da. Ia uite-o în sang. Ei, doamne. Bă, până aveți idee cât de mult. Bă, eram maxim. Ai încredere, Șef. Da, acolo eram. Dacă ne-am, când ne-am văzut în fața faptului împlinit la bifurcarea drumurilor. Hai că noi pe aici trebuia să ajungem. Da. Am zis că n-avem chef de drumul pe ocolite. E, în punctul ăla am început să alergăm amândoi pe scări. Cred că am urcat vreo 30 de scări. Like, foarte rapid. Foarte rapid. Ca și când... Băi, era drumul greu, ce trebuie să scări. Alergam un urs. Da. Fia. Că cine ia de scară, că firea la dracu ea, cu mama. Dacă aveam noi scările astea, nimeni. Cred că o să leșin. Trească familia mea. Uite, uite, uite. Ui, ce credeam că tot s-a rabat-o dacă picam. Trească familia mea dacă nu aici. Așa ceva. 20 minute am fost pe aici. Da, da. Cum se trimite? Am început să transpirăm, simțeam pe la subbraț, pe forma ghiozdanului, pe care eram și pe la de forma noi. Ghiozdanului, vedeam în șârt, în pantaloni, ești prost. Îl vedeam și pe Dayan, cameramanul nostru, cum... Cameramanul nostru, ce să mai zic, sărac. Alin! Noi am sărit cetatea. Aici am sărit. Da. Și noi că aveam impresia că Geoda e pe undeva pe acolo. Da, noi încă căutam Geoda, eram pe alt film noi. Ne-am sărit cetatea, gen, nu știu dacă găsesc aici, uite, ăștia au sărbătorit aici. A, așa. Și să ne punem în fața scărilor. Da, și erau, da, aici. Nu mai erau în fața scărilor, știind că aia ar fi singura rută pe care ar putea să ajungă și să fim și noi cu ce mort, mă, ești prost, trească familia mea. Adică să nu-i lăsăm să urce pe scările infernale pe care am urcat și noi până în vârf. Să-i oprim măcar la jumate. Și de fapt, băieții noștri au urcat prin boscheți. Noi îi așteptam să vină până la scări. Și ne așteptam să supărăm Bianca din vârf. Săraci, mă, ne-am ajutat. Noi ca și cum am făcut level 30 după am scăzut, ești prost. Ăștia nu credeau vreodată, ne așteptau. Au zis că era un singur drum. Nu, au zis că erau gen... O întreba pe toată gen două, dar n-aveam cum să ajungem să coborăm de sus în jos. Gen, era imposibil, veri. Dacă noi am luat primul tine, am sărit zidul cetății. N-o sărit otomanii, ești prost. Și am sărit noi. Mă rog, și aici am avut o pierzanie, corect? Paranoia, încât eu când i-am văzut pe ăștia, am zis, bă, ăștia de fapt așa sunteți pentru ăștia, oricum nu a ajuns pe unde trebuia. Băi, am crezut pe când i-am lăsat, știu, 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 la mișto și eu zis, bă, mulțumim, chiar a fost greu. Și am zis, băi, stai chiar câștigat, ești fost? Aoleo, gen ăștia chiar au ajuns înaintea noastră. Pe bune, bă. Posibil, am luat-o de-a dreptul pe cetate. Cum este posibil? Băi, morți eram, bă, și cu bluși pe noi. Când am văzut că era deja acolo, nu știu, eram oricum, eram morți, am căzut amândoi. Băi, eu nu înțelegeam cum a ajuns înaintea noastră. Dar mă bătea prea tare faptul că am urcat, frate, un munte de-a dreptul și am sărit o cetate. Bă, au fost o pierzanie, bă, dar au fost un test al vieții. Bă, au fost un test al vieții. Am câștigat experiență. Băi, eu am câștigat. Eu așa am zis mama, bă. Că ce, că ai sărit? Ia uite. Eu, da. Trească familia mea, să ne aducă și nouă 30.000 de euro aia. Mă rog, da, și cam ăsta a fost clipul. Dacă în caz de merge să vă uitați, merge să dați un like și să vă uitați la tot ca să faceți un hashtag bun. Bă, a fost pe lângă ce am trăit noi. Da, au muncit super mult la clipul ăsta, gen sincer, chiar au muncit foarte mult. Da, s-a pregătit foarte mult Bianca pentru clipul ăsta. Mi-aș dori și eu să fac așa ceva, bă, dar e foarte greu, legit, gen de asta, e de apreciat. Să lăsați acolo un comentariu, să dați like și aici la tine. Tu ai lăsat vreun comentariu? N-ai lăsat. Dacă e să mergem vreodată în America Express, ar fi greu rău de tot, sincer. Ai imaginează doar bă, asta. Ștefan, bă, Ștefan, uite, să tragem o zi de filmări și eu să caut cazare seara să nu găsesc cu tine. Păi, dar o iau cu capul, bă. Da, bă, dar gândești efectiv doar după, bă, gândești că te vede măta la televizor, bă, da, și să pii și mă, gen, nu, ce mai contă, bă, mi se duc brațele, că nu mănânc, nu. Și ce transformare să ai după. Mulțumim că v-ați uitat, sperăm că v-a plăcut. Dacă vreți să ne vedeți în America Express, scrieți-le ăla, la... nu ne scrieți nouă. Ai acceptat, nu, acum bă, nu știu. Închei videoclip aici, ai acceptat? Gândești că mergem cu avionul de aici, efectiv, până în America. Mamă, 17 ori sau cât faci. Dar nu mai în America, bă, că eu terminat America, o să fii India Express, cred că. Mamă, mă, în India, bă, veri, ăia gătesc cu picioarele.
în India, ai văzut că cu degete de la picioare, cu unghii acolo, cu șobolani. Hai că merg în India Express, dragă familia mea, dacă nu. Mulțumim, Ignațiu, mai mult, stai să lăsați un like, aveți canalul Ștefan în descriere, videoclipul din nou în descriere. Până data viitoare, beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult. Noi v-am pupat!